pastilla da fisico. Magneți. Magnetul este un corp care produce câmp magnetic, astfel poate exercita forțe de atracție asupra materialelor feromagnetice, cum ar fi corpurile din fier, aliaje ale fierului sau metale feroase. Casetele, dischetele, boxele, căștile, magneții pentru whiteboard, suporturile magnetice pentru telefon sau pentru unelte și cuțite, șurubelnițele magnetice sunt câteva exemple unde folosim magneți în viața cotidiană. Clasificăm magneții în magneți naturali și artificiali. Magnetita este un magnet natural. Magnetul artificial se poate obține prin magnetizare, de exemplu prin fregarea unor bucăți de fier cu un magnet natural. Magneții pot fi permanenți, care își păstrează proprietățile magnetice perioade foarte lungi de timp, și magneți temporari, care au proprietăți magnetice doar atâta timp cât se află într-un câmp magnetic puternic și își pierd magnetismul atunci când câmpul magnetic dispare. De exemplu, cuiele aflate în contact cu un magnet se magnetizează, devenind magneți temporari. Magneții pot fi sub formă de bară, inel, potcoavă sau disc. Un magnet are doi poli, polul nord, colorat în roșu, polul sud, colorat în albastru. Polii unui magnet nu pot fi separați. Orice magnet, oricât de mic ar fi, are doi poli. Polii cu același nume se resping, polii cu nume diferit se atrag. Poți experimenta și tu interacțiunea magneților. Ai nevoie de un suport vertical pe care să poți așeza mai mulți magneți inelari. Vei observa că atunci când polii de același nume stau alăturați, datorită faptului că aceștia se resping, magneții par a pluti în aer. Magnetul este un corp care produce câmp magnetic, astfel poate exercita forțe de atracție asupra materialelor feromagnetice, cum ar fi corpurile din fier, aliaje ale fierului sau metale feroase. Casetele, dischetele, boxele, căștile, suporturile magnetice pentru telefon sau cuțite sunt exemple unde folosim magneți în viața cotidiană. Magneții pot fi naturali și artificiali, permanenți și temporari, bară, inel, potcoavă sau disc. Un magnet are doi poli, polul nord și polul sud. Polii cu același nume se resping, polii cu nume diferit se atrag.